question, can you help me out? How many people can do it like me? Zero. Salutare tuturor, eu sunt Stunter și bine m-am găsit la episodul cu numărul 13 din seria noastră de Minecraft. Sau cât o fi, dacă am găsit numărul, chiar nu mai știu sigur. Am jucat puțin off-camera pentru că nu vreau să vă plictisesc în video. Așa am făcut puține prezene în inventar pentru că aveam foarte multe în el. Iar apoi am mers puțin să tai niște copaci pentru că oak, wood, chiar aveam nevoie de foarte mult. Și jungle l-am luat pentru că mai greșisem unii copaci și poate să mă ajute și acest tip de lemn. Și jungle văd că mai am și acolo vreo 60. Și da, doar ăla cred că mai e. Aici 60 și mai avem prelucrat, văd că da. 2 stack-uri și 22. Oak mai avem neprelucrat, de fapt avem plank-uri, 46. Ca să nu mai încurc. Hai să sparg asta din nou. Da, aici n-am mai făcut nimic, nu? Nu. Am lăsat așa, n-am mai umblat. Și mă gândeam să mai pun o floricică undeva pe aici și una acolo. Cred că ar fi o idee bună. Hai să vedem. Cum să le punem? Flower pot. Nu, nu mai am. Ups. Hai să mai facem. Dacă avem decât unul. 1, 2, 3. Așa. Și acum ne trebuie floricele. O să pun galbene. Două galbene, cred, sau nu? Nu, hai să punem... În partea asta pun galbene, în partea aia pun roșu. Unde e roșu? Aici. Cealaltă, dăm înapoi. Bun. Deci am zis că în partea asta, undeva pe aici. Da, cred că e ok. Hai să lăsăm de mână aici. Luăm ce ne trebuie. Punem galben. Bun. Acum undeva pe rândul ăsta aici punem și asta. Bun. Ok, acum e mai bine. Ia să vedem niște carne avem aici, să mâncăm. Și ar trebui să mai am undeva, am asta, asta, niște prăjituri, potato, parcă mergeam în cate și așa, nu? Da. Ok, vreau să pun asta aici, asta aici, și mai am ceva ce pot prăji? Asta nu cred că merge, asta, bun. Ok, perfect. O să facem și XP. Da, iar acum parcă am vorbit în episodul trecut că am niște idei de casă în copac care va fi din lemn, dar într-un stil diferit la care m-am gândit eu și am încercat pe o mapă cu game mode sau cum arată și chiar îmi plăcea. Însă, unde sunt eu aici, nu prea am alți copaci aproape și poziționați bine. Adică, l-am pe ăsta aici, dar dau fix în colț. La fel și în partea asta, la altă. Am un copac pe aici, pe undeva. De fapt, e mai departe. Mult mai departe. Dar... Bine, asta e poziționat puțin mai bine și... Cred că la ăsta vom merge. Stați să văd. O să sparg leanele că oricum pot să crească înapoi. Deci mi-ar trebui... Locurile astea două. Ăsta... Și ăsta. Și hai să mergem cu lemn, să vedem. Oricum, nu cred că să-mi ajungă lemnul ăsta. Am nevoie de foarte, foarte mult. Și... Da. O să mergem așa. Din lemn nu pun frunze. Pentru că am o idee. Cum să-l fac să arate bine. Și cred că o să vă placă și vouă. Ups. Două secunde. Așa, cred că și-a revenit. Bun. Umbră nu prea cred că o să fac jos. Poate puțin de tot, dar... Nu
știu dacă să se observe prea mult. Bă, dar merg bine, da. What the fuck? Să spun, să urce. Gata, am rezolvat. Nu mai aveam spațiu pe hard. Însă am șters videourile mai vechi, care uitasem să le șterg. Așa, acum o să meargă totul bine. Hai să vedem cât lemn ne mai trebuie. Hai să facem astea 12. Și mă scuzați dacă s-a auzit ceva ciudat în microfon, băteam din picior și abia acum mi-am dat seama. Iar dacă îl mișc puțin se aude, că e foarte sensibil microfonul. Mai avem puțin tel, puțin tel. Haide. Cam lung drumul totuși, dar nu am problem. Fițar. Ok, n-a mers bine. Trebuia cu un rând mai încoace. Firar. Ia stai să mă duc eu până acolo. Măcar cu ăsta care l-am dus bine. Așa ar veni. Bun, avem nevoie și de o foarfecă. Iar ăsta trebuie să-l tai. Și să-l pun pe partea alaltă. Pentru că e greșit, numai că acolo... În fine, o să fie cam fix pe colț, dar nu-i nimica. Lemnul nu vă faceți griji că o să mă duc jos să-l iau. Nu o să-l las eu așa. Se face noapte? Da, cred că se face. Ups, iar să-l sparg fix sub mine. Bine că l-am făcut-o. Haide. Bun, hai să mergem după lemn. Să luăm repede până nu dispare. Deși nu dispare el atât de repede, ups. Ar trebui să fie în partea asta, uite-l aici. Așa, luăm tot lemnul, care o pica pe jos. Ok, cam până aici, da. Sper că l-am luat pe tot, am luat vreo 20 de bucăți. Hai să iau și asta. Bun. Oh, mi-au crescut și copacii de aici, care i-am plantat. Nice. Se vede că am stat destul de mult pe mapă, încât au avut timp să crească și copacii. Bun. Acum, de fapt, n-am de ce să fac zi. Chiar n-am de ce. Îmi place cum arată și noaptea. Aici trebuie să sparg asta. Și din leane. Bun. Ok. Hai să facem drumul acum. O să merg cu spatele să-l fac mai repede. Cred că e mai repede. Așa. Haide. Cât mai am? Mai am ceva? Încă puțin și am ajuns. Însă n-am terminat, mai trebuie să spargem chestiile astea. Ok, avem nevoie de o foarfecă, cum am zis. Și de foarte, foarte multe garduri. Aici totuși o să mă încurce florile astea, o să le repoziționez, pentru că nu m-am gândit că o să fac fix pe aici intrarea asta. De fapt, ieșirea asta sau ce-o fi. Hai să vedem. Gardurile. Cred că le pot face și din jungle wood, nu? Adică, da, bețele arată la fel. Nice. Deci m-am scos. Așa, așa. Și așa. Bun. Ok. De ce mai trebuie să folosesc wac? Alea wac. Am nevoie de foarte multe. Pentru ceea ce vreau să fac. Așa că cred că am să folosesc tot jungle wood-ul pe care l-am. Pentru că oricum îmi place cum arată și... Nu-mi plac plank-urile cum arată. Că așa el arată mișto. Însă când e vorba de plank-uri... Nu-mi place. Așa. Bun. Ok.
Avem 2 stack-uri și 44, oare o să ne ajungă pentru ce vreau eu să fac? Bun, acum haideți să vă arăt ce am eu în idee, în cap să fac. Trebuie să mergem așa până pe partea înaltă, dar cu câte două. Deci mergem așa, tot câte două. Haide. Va trebui să văd câte folosesc. Aici a fost un stack și cred că îl voi consuma tot. Și nu cred că o să-mi ajungă și pentru partea aia altă. Plus că mai trebuie făcut ceva după. Vom vedea. Deci am folosit un stack până aici. Hai să folosim din astea alte. Erau 44. Și să vedem câte am mai folosit. Până pe aici, pe undeva. Până pe aici. 44 mai 32. Ok. Bun. Acum trebuie să punem aici și una peste și să mergem iarăși. Una jos, una sus, tot așa. De ce dracu să atâția mob și spe easy, nu? Da. Și totuși sunt o grămadă de mobi. Sincer, mă enervează. Opa. A, nu pot trece, bun. Credeam că pot urca pe gard. Ar fi fost un mare fail. Dar pot sări, cred. Pe el, da. Însă nu o să mă pune să sar. Vreau doar să-l fac să arate bine. Ok, haide. A, și dacă vreți să mai strâng lemn off camera, spuneți-mi că pot filma în timp. Însă, eu cred că e un lucru plictisitor. Chiar și pe speed up, dacă l-aș pune, nu știu, cred că v-ați plictisit să mă vedeți doar tăind copaci. Așa, mai bine le strâng eu și după aia, când filmez, construim, nu? Ok, bun, hai că mi-a ajuns. Până aici mi-a ajuns. Ok. Acum, ce mai trebuie să facem? Trebuie să facem următoarea chestie. Hai să mă urc puțin la înălțime. Una, două. Trebuie să urc și cu asta. Una, două. Și să văd pe aici. Nu, mai sus cu una. Așa. Aici. Bun. Ok. Acum mai avem de dus încă două rânduri. Deci vreau să mai duc așa încolo. Și vom face același lucru și aici. Una, două, trei. Trei, patru. Și aici se vor prinde. Bun, și așa o să duc și încolo. Și nu pot ieși, nu? Nu, nu pot. N-am cum. Ups, pe acolo am cum, de pe aici nu. Ok. Bun. Dar pentru asta mai avem nevoie de lemn. Da. Acum vreau doar să văd de afară cum se vede de jos. Cred că se vede ok. Yep, se vede super. Voi ce ziceți? Nu se vede extraordinar de jos. Cel puțin mie chiar îmi place cum se vede. Și când vom termina și cu aia o să fie și mai ok. Bun, și așa vreau să mai fac drumuri. Deci ajungem la copacul ăla și după aia ne putem duce la alții, că acolo sunt mai mulți. Eu aici unde mi-am ales cam puțin copaci de junglă. Și bine, am mai și tăiat din ei, dar totuși, oricum, e faină casa, nu vreau să plec de ea la aia, să zicem. Și de aceea vreau să facem mai multe case, tunele de la ele, dar asta o să fie un home principal. Un home principal. Bun. Mai avem nevoie de garduri, dar mai avem lemn. Mai avem și jungle wood, mai avem și plank-uri aici, deci nu o stres, facem acum.
și mergem să terminăm treaba. După aceea va trebui să începem și construcția acelei case în copac pe care vreau să o fac. Nu știu dacă o să construim în episodul ăsta sau nu, dar vom vedea, măcar un fel de schelet, măcar baza ei am să fac în episodul de astăzi, dar mai mult nu știu. Ok. Bun, haide. Într-un episod va trebui să facem și acolo acel rail pe care mi l-am propus. Însă mai avem nevoie de șine din acelea powered, care le activăm cu un cu o torță de redstone sau cu un lever sau cu o sursă de energie. Acelea nu mai știu cum se fac, trebuie să mă uit pe wiki să văd. Și când o să aflu, o să mă pun la treabă. Să strâng resurse, să strângem resurse, pentru că o să fac on camera. Dar prima oară vreau să termin măcar casa asta și după aia putem face și trenulețul și vedem în continuare ce o să mai construim. S-a făcut și dimineața, văd că... Haide, sper să mi-ajung, de fapt mi-ajung clar. Ok, până pe aici. Ok. Și ce ar trebui să fie capătul din partea asta. Bun, hai să și legăm astea două. And it's done. Bun. Am terminat drumul. Aici nu cred că o să pun nimica. Aș putea să pun full din astea. Stai să văd. Aș consuma prea multe resurse. Dacă aș face asta, aș consuma foarte, foarte multe resurse. Adică foarte mult lemn, nu resurse. Dar arăta mult mai bine. Da. Și asta voi face. Clar. Îmi place cum arată. Dar ia să văd. Poți sări aici. Da, încă merge. It's ok. It's ok. Dacă merge să sar, ce ți mai trebuie? Trebuie să te sparg. Și pe tine. Ok, pe tine nu. Și pe voi vă pun, să zicem, la 1, 2, 3, al patrulea bloc. 1, 2, 3, al patrulea bloc. Așa. Una aici, una aici. Galben, roșu, galben, roșu. Bun. Hai că am făcut-o și pe asta. Acum hai să mai stricăm niște lemne. Și să facem bețele, să facem o treabă până la capăt, nu? Dacă tot o facem, să fie până la capăt. Oh, mai avem și gard. Yay. Nice. Hai să mai facem de aici. Ok. Bun. Sper că asta să-mi ajungă. În cazul cum aș mai face două rânduri. Și cred că mi-e suficient. Da, o să-mi fie suficient. Mai mult de atât nu cred că o să-mi ia. Dacă nu o să-mi placă cum arată, aici deasupra o să distrug, dar cred că o să arate bine. Uite. Așa. Opa, bă, eu le cam termin. Și nu ajung unde vreau. Mai am încă 10. Ups. Aceasta am greșit-o. Ia, pot să trec pe sub ea. Da, pot. Nice. Bun. Punem asta aici. Și gata. Rol ce se vede. What the fuck. Se vede cam ciudat. Cred că am altă idee. Facem din 2 în 2. Ia stai să văd. Și dacă nu-i par, ce mă fac? O să las 3 pe undeva dacă nu-i par. Da, așa, cred că o să fie mult mai bine. Cred că o să mă răzgândesc de multe ori.
până ajung într-un loc unde să-mi placă. În punctul în care să mă satisfacă. Ok. Mersi că te-ai spart. Și cred că o să arate bine. Gol totuși arăta cam ciudat. Dacă nu aș putea pune niște slaburi de lemn. Foarte multe idei. Și nu știu cu care arăta cel mai bine. Dar o să mă decid eu. Și dacă nu o să-mi placă, în episodul următor o să schimbăm și da. S-a prezis ce am zis. Din păcate o să distrugem aici. Fuck yeah. Bun. Hai că e mai bine totuși, așa era prea des totul. Ar trebui să mă duc și jos să văd cum arată. De aici arată ok. Dar hai să vedem și de jos. Da, arată bine. Eu zic că arată bine. Când vom construi casă și acolo o să arate și mai bine. Umbră jos nu prea face. Și cam atât. Aici se încheie episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să dați un like. Și până data viitoare, eu am să mai stau puțin Minecraft, să mai tăi niște copaci, să mai fac roz de niște lemn. Iar data viitoare vom începe construcția acelei case în copac. Și eventual, dacă îmi vine alte idei, voi modifica puțin drumul. Și cam asta a fost, ne vedem data viitoare. Bye bye.